Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a fost la Kiev într-o vizită neanunțată, pe parcursul căreia s-a întâlnit cu președintele Volodymyr Zelensky și cu mai mulți miniștri ai Ucrainei. Înaltul oficial american a sosit la Kiev la doar câteva ore distanță de la un atac cu rachete al armatei ruse asupra capitalei, primul în decurs de o săptămână. Chiar dacă vizita lui Antony Blinken în Ucraina a fost una neanunțată, nefiind oferite detalii, aceasta ar fi avut ca scop evaluarea progresului contraofensivei Ucrainei, în condițiile în care unii aliați occidentali manifestă îngrijorări cu privire la avansul acesteia după un an și jumătate de război. De asemenea, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii ar urma să anunțe un nou pachet de sprijin militar din partea Statelor Unite în valoare de aproximativ $1 miliard. Ba mai mult, șeful diplomației americane s-ar fi întâlnit cu președintele Volodymyr Zelensky, cu premierul și cu ministrul de externe. Discuțiile ar fi vizat concret și intensificarea atacurilor rusești în regiunea Odessa și în zona porturilor de la Dunăre, respectiv identificarea de rute alternative pentru transportul cerealelor ucrainene, potrivit unor oficiali americani. După sosirea la Kiev, Antony Blinken a depus o coroană de flori la cimitirul Berkovetske al orașului în memoria membrilor forțelor armate ucrainene care și-au pierdut viața pentru apărarea țării. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că asistența Statelor Unite pentru Ucraina nu poate influența cursul operațiunii militare speciale. Pe parcursul călătoriei sale spre Ucraina efectuată cu trenul, Blinken s-a întâlnit și cu prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, într-o vizită oficială. Oficialul de la Casa Albă i-a mulțumit premierului danez pentru că Danemarca s-a alăturat coaliției care antrenează piloți ucraineni pe F-16 și pentru că a promis că va trimite avioanele de luptă Ucrainei, conform purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat Matthew Miller.